Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare în care aș vrea, iubiții mei, să vedem ce este în mintea acestei persoane. Care sunt gândurile lui sau ale ei pentru dumneavoastră? Dacă se va mai întâmpla ceva între amândoi sau dacă vor fi evenimente de suflet? Drăguților, ca de obicei am să spun, este o etalare generală. Luați doar ceea ce rezonează cu dumneavoastră, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți. Mai mult decât sigur, măcar un mesaj veți găsi. Haideți să vedem împreună ce ne spune oracolul lui Kipper și ulterior cărțile de tarot. Cei care doresc etaleri private, aveți aici numărul meu de telefon, dragii mei. La fel îl aveți în descrierea acestui video, împreună cu e pentru cei care au nevoie de etaleri private. Lămuriri pentru viața dumneavoastră personală. Haideți să vedem, iubiții mei, ce ne spun astăzi cărțile de oracol. Vom începe, așa cum am spus, pentru a vedea dacă sunt ceva mesaje de la această persoană și care sunt ele. Vom scoate patru cărticele. Haideți să vedem, drăguților, ce ne spun ele astăzi. Iubiții mei, iubiți, am început cu cartea copilăriei, cartea copiilor, numărul 18, dragii mei. Cartea aceasta, de fapt, această carte de oracol, pentru că am să iau acum ca și carte de oracol, deși este un tarot normal, atunci când vreți să interpretați, puteți să-l folosiți și ca tarot, iubiții mei. Uh, cartea aceasta mi îmi spune că pentru dumneavoastră este foarte important cineva sau este important un copil sau pentru persoana de, la care ne, gând, ne vă gândiți, iertați-mă, uh, poate să aibă ceva în legătură cu copiii, poate să aibă legătură cu copilăria acestei persoane, poate să aibă legătură cu ceva inocent. Este cineva care se gândește la lucruri foarte frumoase, foarte curate. Este cineva care probabil s-a întors în trecut la un moment dat când se simțea fericit. Da? Eu cred mai mult decât sigur că pentru majoritatea această carte arată pureța și uh, puritatea, iertați-mă, și tot ce. Ce înseamnă sufletul dumneavoastră. Pentru că am senzația aici că mulți aveți nevoia aceea de a vă întoarce la origini, nevoia aceea de a vă simți din nou ca atunci când erați fericiți în viața noastră, poate copilăria, tinerețea sau ceva legat de acest aspect. Oricum, în aceste cărți de oracol, dragii mei, v-am zis, poate să însemne și copiii, dragostea noastră pentru copii, dragostea noastră pentru copii sau copiii care au fost într-un fel sau altul ceva între noastră și această persoană, da? Fie că au fost poate un motiv pentru care Persoana aceasta a plecat și are obligații de familie sau dumneavoastră aveți copii. Mergem mai departe. Ceea ce văd este că această persoană, dragii mei, este disperată. Da? Deci această persoană se gândește la dumneavoastră. Avem aici disperarea cărticica de oracol cu numărul 32. Eu ceea ce pot să vă spun este că persoana aceasta nu este fericită. Când apare de câte ori apare această carte, eu o văd mai rău decât cartea morții, care cartea morții înseamnă o schimbare. În cazul ăsta este o persoană, dragii mei, care se tăvălește în propria cenușă. Da? Deci este o persoană care își dă seama de toate gafele, greșelile și lucrurile pe care le-a făcut incorrect în viața sa. Evident în legătură cu dumneavoastră că despre dumneavoastră cei doi vorbim. Eu cred că această persoană se simte pur și simplu la pământ, se simte în ultimul hal și nu știe ce să facă să iasă din această stare. Știți cum e? viața ți le plătește într-o formă sau alta. Dacă această persoană v-a făcut rău și nu a fost corectă față de dumneavoastră, iată că în acest moment se simte în ultimul hal. Iubiții mei, mergem mai departe. Totuși are și ceva bun. Haideți să nu luăm numai negativul. Avem numărul 16 cu gândurile sale. Dacă ne uităm în oglindă și dumneavoastră și el, vă gândiți unul la altul, pentru că eu cred aici că ceva nu s-a terminat, da? Este încă un foc mocnit, este încă un interes sufletesc, chiar dacă mulți aici, dragii mei, îmi arată această carte de oracol că sunteți la distanță. Indiferent ce ar face această persoană, indiferent în ce muncește, indiferent în ce țare sau în ce casă și cu cine locuiește, da? Se gândește la dumneavoastră. Deci vești incredibil de frumoase. Iar ultima carte de oracol, care o să vă aducă și mai mare bucuria, cred eu, este că apar mesaje, dragii mei, apar mesaje, comunicarea cu numărul 7 între dumneavoastră și această persoană. Fie un telefon, fie o scrisoare, fie un e-mail, fie în rețelele sociale, fie față în față. Deci un mesaj va ajunge către dumneavoastră, pentru că eu cred că această persoană, din cauza stării în care se află, din cauza gândurilor pe care le are numai la dumneavoastră zi și noapte, în final va da un semn de viață, da, mai ales pentru cei care, drăguților, nu știți nimic de omul ăsta sau așteptați de la distanță o veste acesta fiind spuse, haideți să trecem și la tarotul normal. Am văzut care sunt energiile din Keeper, am văzut ceea ce simte acest om în acest moment și în oglindă și dumneavoastră. Pentru că știți cum e, în momentul în care două persoane se gândesc reciproc și mai ales cei care sunteți suflete, pereche sau flăcări gemene, dragii mei, cred că deja simțiți și când acest om se simte rău și când îi se întâmplă ceva. Este o, telepa o telepatie și o intuiție incredibilă între sufletele dumneavoastră. Da, de multe ori comunicăm așa, pentru că uneori distanța și durerile ne țin la distanță. Ne țin la distanță, ne țin departe, fiecare știți pentru ce anume sunteți în relația în care sunteți sau despărțiți sau nu comunicați cu omul de care povestim astăzi. Uh, oricum, uh, să știți că energiile n-au fost rele, din potrivă, eu cred că acel mesaj din oracol va face o bucurie majorității. Pentru că eu cred că aici sunteți mulți dintre dumneavoastră, nu toată lumea, evident, care așteaptă o veste, un mesaj de la această persoană. Bun, drăguților, haideți să vedem ce vor să ne zică astăzi cărțile de tarot. Ce mesaj avem de la această persoană? Mai bine spus, pe ce m-am focusat eu astăzi, dacă vă aduceți aminte, care este situația din mintea acestei persoane, care sunt gândurile sale, care sunt, să spunem, acțiunile pe care le va face, cam ce vrea el să comunice și să spună. Iubiții mei, văd aici clar că cineva se uită în trecut la o decizie luată în trecut, din care deja era jumătate afară. Da? Este aici o situație în care ori dumneavoastră, ori celălalt a avut o alegere. Și alegerile astea, vedeți noastră în viața asta nu prea sunt ușoare. Sigur, până nu ne punem în pantofii celuilalt, nici nu știm cum e, pentru că de multe ori zicem, tu ar trebui să faci aia foarte repede, tu ar trebui să vii mâine, tu ar trebui să lași nu știu ce uh, imediat. Dar în momentul în care ne punem în situația respectivă, gândiți-vă mai clar și mai bine, e că este foarte greu uneori să faci lucrurile bătând din palme. Iar noi ca oameni, ca ființe minunate ce suntem, avem o răbdare zero, adică am vrea să se întâmple de ieri, dacă se poate, ceea ce ne face fericiți. Da? Deci eu văd aici o foarte mare nerăbdare în sufletul cuiva care încă n-a renunțat la dumneavoastră sau n-a să n-ați renunțat la el, dar este și un mare orgoliu între amândoi. Sunt uh, alegeri pe care această persoană, dragii mei, eu cred că nu le-a făcut chiar pentru dumneavoastră sau la momentul când a promis ceva, se pare că nu s-a ținut de cuvânt. Deși era dragoste, deși ținea foarte mult la relația aceasta, deși această conexiune l-a făcut sau v-a făcut pe amândoi fericiți. Văd că mulți aici, din cauza uh, acestui om care pare și un pic egoist și un pic plin de el, uh, se pare că nu mai sunteți așa cum erați înainte de visători, de uh, deschiși, de uh, pur și simplu a, s a, rupt ceva în dumneavoastră odată cu această persoană care v-a făcut un mare rău. Eu simt aici că a fost un sacrificiu pe care -a să l-ați făcut continuu, dar omul ăsta s-a iubit atât de mult pe el încât nu s-a uitat decât la binele lui personal. Da? Deși a fost o persoană drăguță la început sau atractivă, sau noastră a zis poate facem o familie, ne mutăm într-o casă, avem o viață, un viitor, etc. Se pare că toate aceste lucruri nu s-au întâmplat pentru că persoana asta nu a fost conform așteptărilor dumneavoastră. Ceea ce mai simt este că Promisiunile sale, din păcate, nu au fost suficiente. Mai spun asta pentru că, vedeți dumneavoastră, după ce trece acea îndrăgosteală de la început, încep să vezi fața adevărată a persoanei sau a lucrurilor, dar în momentul în care persoana aceea își arată adevărata identitate. Simt aici, clar, pentru mulți că ați fost suflete pereche, dar în același timp, dragii mei, această persoană v-a înșelat, v-a defraudat, cu ceva v-a mințit sau ceva ați descoperit. Nu știu, poate nu știați că mai are pe cineva, nu știați că este căsătorit, nu știați că are copii la distanță, nu știați că are niște bani ascunși, nu știați că pleacă, eu știu, să muncească într-o altă țară și nu astăzi sunteți ultimii care aflați sau vă treziți că vedeți pe internet poze cu cealaltă familie de care nu știați nimic sau mesaje pur și simplu care v-au deranjat. Toate aceste situații, dragii mei, este că v-au făcut să dați un pas în spate și cred că mulți aici ați dat, să spunem, un ultimatum acestei persoane pentru că eu văd aici că n-ați mai putut să mai stați în acest compromis, da? Au fost prea multe aceste intenții nesincere, manipularea și tot ceea ce ați simțit dumneavoastră pentru că mulți aici, din păcate, sunteți și în trio, dragii mei, nu toți, dar știți dumneavoastră cei care mă ascultați, care sunteți în situația dată. Eu cred că n-a existat atâta reciprocitate cât ați crezut dumneavoastră pentru că, așa cum am spus, când a căzut masca aceste persoane ați văzut că dumneavoastră de fapt ați dus tot greul la aceste relații au mai existat întoarceri, au mai existat încercări, pentru că dumneavoastră v-ați mai întors cumva la această persoană sau a fost un dute vino, hai să ne mai păcăm, hai să ne mai dăm o șansă, hai să vedem dacă merge, hai să vedem cum ne simțim împreună iară. Dar, dragii mei, nu ați putut fi fericiți pentru că se pare că acel om nu a luptat niciodată de fapt pentru dumneavoastră. Și iată că vine acest turn care până la urmă a făcut în final dreptate. E o dreptate universală, nu ceva să vă fi plăcut, dar știți cum e când vine turnul, e că ceea ce nu vrei să faci tu sau ceea ce nu vrei tu să rupi, Vine Dumnezeu și destinul și spune, rupe și distruge pentru că nu este bun pentru tine, da? Eu simt că ceva s-a întâmplat atunci când acest om a rupt relația cu tine sau tu l-ai dat afară sau au fost aici a discuții pentru că. Dragii mei, văd acum că este foarte multă tăcere, foarte multă liniște și cumva după această alegere dureroasă ați rămas singurei. Și cealaltă persoană este posibil pentru mulți să fie singură sau este posibil pentru unii să se fi întors într-o căsătorie, dragii mei, dar unde se simte la fel de singur da? sau singură. Pentru că, vedeți dumneavoastră, pot fi cu alte persoane, dar nu este o dragoste sinceră nici acolo. Ceea ce mai văd este că acest om uh, nu și-a făcut niciun plan, deși poate dumneavoastră v-a spus că și-a făcut un plan la un moment dat și s-a retras așa ca un... Uh, animăluț viclean într-o vizuină, pentru că în final a lăsat lucrurile ca dumneavoastră să le digerați, să vă vindecați și să nu-i faceți atâtea observații și să nu-i faceți atâtea reproșuri. Sunt convinsă că aveți un rival și o rivală, dragii mei, pentru că eu cred că această persoană se consulta și cu altcineva sau avea o prietenie cu altcineva sau avea, bineînțeles, o altă femeie, un alt bărbat în viața sa, de care dumneavoastră ați aflat ori prea târziu, ori oarecum știați, dar nu vedeați că ar fi un pericol. Se pare totuși că aceste persoane au fost cele cu care a existat această complicitate între el și ele, iar dumneavoastră v-ați simțit trădați, pentru că v-a mințit și cumva găsea tot timpul ceva de scuză să pună în momentul în care pleca și venea de unde venea. Eu văd că mulți aici v-ați dorit o viață de familie, o dragoste sinceră. Sigur că da, marea iluzie pe care nu o facem toți în viața asta, spun iluzie, pentru că nu toți ajungem să trăim această fericire, iar puținii dintre noi care ajung, dragii mei, chiar m-aș bucura să știu că sunt printre dumneavoastră și că cât mai mulți dintre dumneavoastră veți ajunge să trăiți această fericire completă. Din păcate, viața este o luptă și de multe ori ați văzut suntem și în situații în care vrem ceva, dar nu putem să le facem singuri. Simt că și aici a tras cumva de această persoană destul de mult timp să spunem, ați încercat să o îndreptați, să o puneți pe calea cea bună, să-i arătați ca unui adevărat elev ce trebuie să facă, cum trebuie să facă ca lucrurile să fie bine. Spun asta pentru că mulți simt aici că veneați din alte relații în care ați avut ex exact aceleași experiențe similare și veneați cu o experiență foarte bogată de. Asta se face, asta nu, asta se permite, asta nu, trebuie să te porți așa, trebuie să faci așa, trebuie să-mi respecti familia, copiii, etc. Dar vedeți, noastră, fiecare vine cu un background, fiecare vine cu o copilărie, o educație, o situație din care a, să spunem, a învățat anumite lucruri, ceva care l-a forjat atunci când era copil, când era mic, când era tânăr, foste relații, foști iubiți, foști parteneri, foști colegi, pentru că învățăm în această societate, dragii mei, și din păcate, ca niște burețele, nu absorbim tot timpul lucrurile bune, uneori le absorbim și pe cele toxice. Văd aici mai mult decât sigur că astăzi sunteți foarte în offside, cum se spune, ca la fotbal. Ați ieșit un pic din acea imagine, de fapt, din acel teren, ca să vedeți de la distanță ce se întâmplă, pentru că nu mai aveți niciun fel de încredere în această persoană, da? E posibil să fi simțit că, deși această persoană poate regretă și ea la distanță, a fost totuși un om superficial și a fost cineva care îi plăcea foarte mult, poate abuzul, puterea, pentru că era cineva prea orgolios, un pic narcisist și plin de el da? sau plină de ea. Se credeau infailibil, se credeau, se credeau cel mai important lucru din viața asta și au contat cu faptul că dumneavoastră, indiferent ce or să zică, ce or să facă și unde or să se ducă, dumneavoastră o să fiți acolo pentru ei indiferent de ceea ce gândește această persoană, dragii mei, însă pe dumneavoastră vă văd astăzi foarte puternici. Vă văd niște persoane care încercați să vă găsiți fericirea, cred că încercați să schimbați ceva în viața dumneavoastră și vă focusați foarte mult poate pe lucrurile personale, pe copiii dumneavoastră, pe familie. Eu sunt convinsă că lucrurile au ajuns atât de departe cu această persoană încât probabil nu o să mai acceptați nimic de la acest om dacă el nu va vindeca ceea ce trebuie și toată această relație dureroasă în care v-ați simțit înșelat și mințiți este ceea ce va a făcut pe dumneavoastră mai buni, mai înălțători și eu cred că ați avut ca o lecție de viață extraordinară după ce ați cunoscut acest om. Pentru că, dragii mei, se pare că v-a făcut fericiți la început, dar a fost doar o iluzie, da? Văd pentru mulți aici că nu o să vă mai lăsați păcăliți, pentru că, vedeți dumneavoastră, istoria aceasta este ceea ce trebuia să trăiți ca dumneavoastră să vă dați seama de locul dumneavoastră în această conexiune. Ceea ce mai văd că are el în cap. Probabil că o să vină cu siguranță, dragii mei, să vă facă o ofertă. După cum vedeți dumneavoastră, va fi aici o ofertă pentru că va încerca să spună că ești important, că vrea să se întoarcă, că vrea să se împace, că trebuie să-l ierți, că trebuie să-l înțelegi, că el n-a făcut cu intenție nimica, că dacă s-a dus la o altă persoană, dragii mei, a vrut să probeze acolo ce se simțea, cum se simțea și așa mai departe. Pentru cei care sunteți în trio, cu siguranță, nu aveți cum să credeți așa ceva, iubiții mei, pentru că orice persoană în viața asta, dacă iubește pe cineva, alege, da? Alege. Nu poți să stai nici cu două, nici cu trei, nici cu mai multe persoane și în viața fiecăruia să aduci o minciună și să înșeli. Eu sunt convinsă că în perioada următoare dumneavoastră veți avea niște clarificări și veți pune stop acestei situații de viață. Pentru că foarte mulți aici eu cred că nu veți mai accepta că această persoană să vină să calce cu cizmele pe sufletul dumneavoastră. Nu o să mai acceptați că această persoană să vină cu minciuni. Nu o să mai acceptați că această persoană să vă pună pe al cincilea loc sau pur și simplu să se poarte cu noastră ca și cum nu ați exista. Văd aici că mulți veți face dumneavoastră în și vă curățenie în propriul suflet, în propria viață și aceste persoane nu se mai da șansă decât atunci când, într-adevăr, le va merita, dragi mei. Da? Deci, eu nu că relația se va termina, pentru că vedeți dumneavoastră, spânzuratul poate să însemne și o pauză. E o pauză de la ceva, vrei să pui capăt unei suferințe, unei situații, da? Pentru care sigur că da, te gândești mult timp și vezi ceea ce ai de făcut mai departe, pentru că eu cred că este posibil să dați a doua șansă doar celor care vor merita. Aici este decizia dumneavoastră de viață, dragii mei, și în viața privată dumneavoastră luați toate deciziile. Aceasta a fost detalarea. Haideți să vedem, vă rog frumos, și literele pentru astăzi. Sper că v-a dat cât mai multe răspunsuri, drăguților. Haideți să vedem și literele pentru astăzi. Ce litere avem pentru astăzi? Pentru dumneavoastră avem F, avem T, avem L, avem I, avem N, avem K, avem V, avem Q, avem O și avem litera R. Sunt convinsă că poate n-au ieșit chiar toate literele care vi le-ați dorit sau despre persoanele despre care vorbim, dar v-am zis, drăguților, importantă este etalarea. Luați doar ceea ce aveți nevoie, că cu siguranță este ceva aici care o să vă ajute enorm de mult în ceea ce am văzut împreună. Eu vreau să mulțumesc tuturor și dacă v-a plăcut canalul meu și vă place, vă rog, abonați-vă, lăsați-mi sugestii, comentarii și tot ce doriți dumneavoastră, ca întotdeauna. Nu uitați că vă iubesc mult de tot și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!